fonduri europene pentru achiziția de utilaje. Câți bani sunt disponibili? Anul 2024 vine cu o surpriză în materie de fonduri europene pentru fermierii din sectorul vegetal. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat lansarea unei sesiuni de depunere a proiectelor pentru achiziția de utilaje, pe submăsura 4.1 din vechiul PNDR. Fermierii așteaptă lansarea liniilor de finanțare din noua programare financiară. Dar se pare că MADR mai are la dispoziție și bani din perioada 2014-2022. Astfel, peste 200 de milioane de euro vor fi fonduri alocate fermierilor pentru achiziția de utilaje. MADR a venit cu un calendar care pe mine unul m-a surprins și mă bucură, însă văd că nu se vorbește încă deloc despre această situație. Este un calendar estimativ pentru lansarea sesiunilor de depunere de proiecte din cadrul PNDR 2014-2022 pentru submăsura 4.1 investiții în exploatații agricole, pachetul 4.1.1 achiziții simple de utilaje agricole, estimat să se lanseze în martie-aprilie cu un buget foarte important, 203 milioane de euro. Este vechea măsură 4.1 de achiziții simple în cultura mare, unde bănuiesc că nu s-au semnat contractele de finanțare în perioada de tranziție. Probabil s-au semnat și nu s-au implementat, pentru că a fost cofinanțarea. Și nu s-au implementat. Da. Bun, absolut, sau s-au renunțat la ele. Exact. Este foarte important. Țineți cont că noi n-am știut de existența acestor fonduri. Pentru mine a fost o surpriză apariția acestui calendar și cred că cei din cultura mare trebuie să se pregătească extrem de repede. Momentan nu cunoaștem exact suma pe care o vor putea obține fermierii prin această linie de finanțare. Dacă se păstrează regulile din vechiul ghid de finanțare, sprijinul din fonduri europene va fi de 350.000 de euro pe fermă, respectiv 400.000 de euro pe fermă, în funcție de dimensiunea exploatației, iar rata sprijinului va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.